dată județul Bacău, altar de glorie și eroism. Și era domnul Coman, primar, și că arătați-mi și mie dacă există comuna Pârsănești. Și ați văzut, era spunit aici, nu exista nici Pârsănești și nu avea niciun monument. Și pe mine, ca locuitor care am revenit aici la o vârșie, mă durea faptul. Până la urmă s-a făcut monumentul și s-a terminat cât de la zboi. Cum e el așa, nu arată rău și e un simbol pe care trebuia să-l aibă comuna. Eu am mai multe, și am avut de fapt, acum am mai renunțat la ideile mele, și voiam să supun atenției dumneavoastră că aici mai este necesar un muzeu neapărat în comună și mai e necesar să facem niște investigații la Plătești, la Pivnița Uriașilor, nu știu cât știți unde e această pivniță și despre ce e vorba. Să încep întâi, ca să nu le amestecăm, întâi cu muzeul. Aici, la Pârsănești, este păcat să nu aibă această comună un muzeu. Lumea când aude denumirea asta, se cam ferește, zice, ne apucăm noi acum, ne trebuie specialiști și așa mai departe. Specialiștii se formează și pe parcurs, trebuie voință în primul rând. Ce puteți face aici? Sunt două elemente constitutive ale unui muzeu. O parte etnografică și o parte de istorie. La asta de istorie, cred că e nevoie de sprijinul meu. Și atunci când vă spuneam de monument, eu v-am spus, eu fac o carte, monografia Pârsănești. Și voi să faceți monument. Poate știți că monografia asta a apărut și nu e o carte oarecare, care are aproape 1000 de pagini. Mai credeți că mai faceți completarea? Nu, am alte planuri în cap și o să ne vedeți. Problema este așa, că partea etnografică este foarte ușor de făcut. Nu trebuie nu știu câte facultăți ca să faci așa ceva. Sunt foarte multe localități din țară, mare majoritate, care au așa ceva. Eu, când era Eftime aici primar, l-am luat cu mine și l-am dus la Helegiu. Și am arătat muzeul de la Helegiu. Nu știu dacă și l-ați văzut vreodată, nu? Este o clădire, dar nu asta e important, cu clădirea, au făcut o clădire în curtea școlii. Și un muzeu micuț. Dar l-au făcut. De ce este necesar? Pentru că, după cum vedeți, evoluția nu numai e socială în România și pe plan european și internațional, dar mai ales evoluția demografică. Și nu mă refer numai la faptul că scade populația comunei, ceea ce o să vă ducă pe toți la niște comasări comune, că nu mai poate rezista România cu actuala structură administrativ teritorială. Mai trag unui politicieni de timp, din interes obscure și nu vreau să intru în politică. Dar nu o să țină mult așa și din trei comune o să vedeți una singură, poate. Și bine că atunci, nepoții noștri, strănepoții, când vor veni din America, de unde vor veni ei, de pe alte continente, și toți se vor interesa de originea lor, când vin aici să meargă să vadă cine erau strămoșii lor, cu ce se ocupau. Iar partea asta etnografică, așa cum v-am spus, este la îndemâna dumneavoastră să o rezolvați într-un timp foarte scurt. Și numai câteva explicații am dat. În primul rând, și de unde a apărut acum faptul că am venit eu astăzi. M-a sunat din nou o doamnă de la Albirea Cunoaște, doamna Pașcu, care a scos monografia satului Albirea. Doamna e un farmacist de mare clasă și are mult mai multe cărți, nu numai monografia satului Andre, și mi-a spus că la ei acolo se adună frații și încep să se debalaseze de niște obiecte de uz casnic pe care le-au folosit bunicii și părinții lor. Și eu știind că am vizitat această locuință care e aproape un muzeu, i-am spus și am implorat-o să nu le arunce, să vadă că poate găsim o soluție. Astăzi a sunat și m-a atenționat din nou. Ce face? Ea vrea să se implice și vă ajută. Vă ajută și alții. Cum aș proceda eu, dacă ar fi, să organizez așa ceva? Aș face niște echipe cu localnici, unii la echipul, unii la Brătești și unii mai nu știu pe unde, prin toate satele astea, să meargă pe la locuitori și să-i roage, domnule, ia să vă ceară, dacă ai ceva de aruncat, jur, căruță,
că muzeul ăsta poate fi și lângă pe el o parte și poate fi și undeva sub un acoperiș, sub o copertină mare și pus acolo și etichete. Cine l-a predat? Când va veni nepotul lui X din Franța, să zic, uite bunicul meu, el a dat asta, nu? Sau mai mult, Războaie de Țesut și altele, nu intru în detalii, că știți foarte bine despre ce este vorba. Bun, deci se poate face așa ceva. Să se adune din fiecare sat, faceți o comisie undeva centrală, stabiliți unde le adunați, rendirea pe ministeriu și astea, găsiți un loc să adunați toate astea, pentru că orice început pare greu, dar când l-ai declanșat, cred că se poate rezolva. Iar partea istorică, aici, poate ziceți, ce documente avem, ce? Păi unii apar, nu vreau să mă dau eu acum știu tot. Dar când am lucrat cartea Bruxelleschiului și eu am rămas uimit ce personalități mari din istoria României au locuit în această comună. Dacă ne luăm numai Clodosul, unde a locuit nepoata lui Nicolae Bălcești, căsătorită cu un mare magistrat, cu mare funcții, importante funcții și profesor universitar la Universitatea de Drept din Iași. A locuit doctorul Razu și generalul Aristide Razu. Acest doctor Razu a fost primarul Comunei Urbane Târgovna, așa se numeau atunci. Deci, iată personalități. Gheorghe Simion, poate ați auzit, a văzut că a spus numele străzii după ce a ieșit cartea, a spus numele străzii, a spus și Aristide Radu. Alexandrie a fost legat și eu am scris în carte, pentru că pe aici era drumul Sării. Tatălui Alexandrie avea monopolul exportului de sare dincolo de Prut și trecea pe aici. Au fost două drumuri, unul peste Creasa asta, chiar pe acolo, pe Creasa și Comura, și ajungea la Dura Băii, și altul pe la Bretești, și era pe la altele. Eu am călcat cu piciorul toate aceste trasee, cu ani în urmă, și le-am văzut, ca să vedeți cât de inteligenți erau, ca să nu aibă obstacole prea mari, animale de povară care cădeau, mergeau cum merg căprioarele pe curtele de nivel. Așa era drumul Sării. Oare nu trebuie să arătăm această inteligență a înaintașilor? Aici vă pot eu ajuta să concepem niște hărți, dar revenim la personalități. Au fost multe, Gheorghe Sion, care a făcut școala de Brătești. Prima clasă l-a pus pe fiul și învățător în Brătești, în casa lui. Și la Cluj, dacă mergeți la universitate, primele două sări mari din universitate, de la Facultatea de Istorie, sunt cu donații de ale lui. Deci, Gheorghe Sion, care a trăit la Brătești și care s-a ocupat de șarbeile la Târg Bocna, este vestit, a fost un mare jurist și alte, nu vreau să vă țin, cine vrea să-i găsească, găsește în monografia Bruxelleschiului, că am scris despre ei. Uitat. Și găsiți acolo. Deci, avem ce vorbi și de istorie. Putem să spunem și aici, nu aici a fost satul Bruxellesch. Satul Bruxellesch a fost dincolo de Creastă. Acolo a fost vatra satului. S-au mutat aici din cauza popoarelor migratoare. Că nu era șosea de la Onești, de la Gura Băii până la Onești. De aici treceau migratorii spre Ardeal. Și aici și-au mutat vatra satului de acolo unde nu erau codri și au venit aici, unde suntem acum, unde sunt codri seculari. Aici mai găsim unde? Da, aici ne situăm, unde e școala asta, localul ăsta nou. Aici a fost casa lui Pupenști. Mare, mare familie. Au avut la Caraclău mai mult, dar a fost și aici. Aici a fost biserică. Nu știe lumea că a fost o biserică aici. Aici a fost aducțiune de apă prin canale din astea de ceramică. Am filmat și am pus pozele în cartea Bruxelleschiului. Am găsit vreo 3-4 fragmente în casa lui Traian Pușcașul pe aici. Poate există și acum, dacă nu fi aruncat cineva. Când nu era apă deloc în Bruxellesch și nu era prin fântâni, am urcat pe aici și aici, la mai sus, la 200 de metri, urcam în genunchi, până la genunchi, în mlaștină. E sursă de apă aici, pe care nu a folosit-o nimeni, a folosit-o cu pești atunci. Crucea soției lui Cupesti este la Onești, la muzeu. De ce să nu fie la muzeu în Bruxellesch? A salvat-o Marcu când era director, când au scăpat cu excavatorul pentru școala asta de aici,
i-au arătat-o și Marco a avut ideea bună și a anunțat muzeul de la Onești și au dus-o acolo. Dacă mergeți în vizită la muzeul de la casa lui Ștefan cel Mare, de la biserica lui Ștefan cel Mare, veți vedea obiecte din acestea de mare valoare, din domeniul acesta religios, donate de bârsăreșteni, de preoți de Bârsănești. La Burzești? La Burzești. De ce să fie la Burzești și să nu fie la Bârsănești? Dar astea le mai putem... Păi, unde mersurile necesare, noi cum se aia piatra aia funerară? De ce să stea acolo trântită undeva la muzeul din Onești, dacă ea e de aici? De ce să nu o punem aici și să vadă oamenii? Uite mai aici au fost. Ar fi ceva bun din cauza că acum și turiștii au început să frecventeze rota asta. Nu pe turiști, vreau acum să trecem la punctul 2. Deci la istorie vă ajut eu să faceți documente, să faceți cărți, să aduceți poze la muzeu ale nepoatelui Bărcescu. Vă arăt scrisori, găsiți în carte. Eminescu a fost prietenul acestei femei. A fost prieten cu bărbatul ei. L-a cazat o lună de zile sau două și scrie Eminescu și laudă. Mandrea era un magistrat Mandrea. Deci iată documente vă pot și mă pot implica și eu să vă ajut. Dar am impresia că aveți profesor de istorie foarte bun aici în Bârsănești. Da, chiar pe mine. Poate voi aveți, că e o doamnă care a copiat în cartea mea sergentul un erou din gura băii, sergentul Vasile Apostol, care e frate cu tata. Am scris eu într-o carte. Și ea ce-a făcut ca să-și facă popularitate și să-și facă și eu o cărțulie? Nu îi spun numai că nici memoria mea se refuză să dețină acest nume. Și, doar de istorie. Și a scris ceva din cartea mea, unde și eu scriam în față că tatăl mi-a dat nu știu ce o introduce, ea a luat din tot ce a dat-o deoparte. Pe urmă, cu totul, până la punct și virgul, a luat din cartea mea și a copiat în cartea ei. Profesoara de istorie, înseamnă că poate, valoroasă și vă ajută. Plagiat. Vă ajută puterea. Bun, nu asta am vrut să spun. Deci, băgați și cadre didactice și puneți-le astea, văd eu, pentru că merită să facă și ei. Păi, domnul general, dacă vedeți ce medii sunt... Da, nu, eu nu vreau să fac nici politică. Și nici nu vreau să-i critic, pentru că... O sunt ancorat, poate să zic că deși eu sunt universitar calificat, nu mă sperii de o doamnă care... Da, asta e o paranteză, nu ca să mă lau eu acum. Problema este așa, vorbeai de Iubiși. Aici, la Plătești, există, și a trecut la partea a doua, există o pivniță numită Pivnița Uriașilor. Este sub dealul pivniței. Dealul Pivniței se găsește undeva când vrei să cât Bocna, e în stânga. Din moment, Gheorghiță, dacă n-am dreptat, eu sunt în contrazis, dar cred că n-ai dreptat. Ce se întâmplă? Deci dealul poartă denumirea Pivniței, deci dealul Pivniței. Vă dați seama cât e de vechi. Tot acolo, puțin mai spre Târgu Bocna, a fost o localitate de pe vremea neolitică. Eu am fost acolo cu profesorul Balcan, acolo la Plătești, în Balcan, un mare, un om extraordinar, a consemnat, am putut folosi date puse de Balcan. Și cu el am umblat. Cu el am fost și la schitul ăla de acolo. Ce se întâmplă? La Pivnița Uriașilor, o găsit eu o codă a documente, sunt documente mult mai vechi, dar cel mai nou este din 1890. Și unde am găsit eu, dimensiunile pivniței erau de cam 6 metri în stânge, stângerul e 2 metri până la 3 metri. 6 metri adâncime, 60 de metri lățime, lungimea nu am găsit-o și două intrări. Deci, acolo pivnița asta este foarte veche și era folosită să se ascundă localnicii de migratorii care treceau pe aici. Probabil și hărțuiau, plângeau cu arcuri, cu săgeți în ei, se ascundeau acolo. Tot acolo pot fi obiecte de valoare istorică inestimabilă, având în vedere faptul că în jur sunt situri arheologice. La Tisești, ați auzit de ei, la Tisești, găsiți în cărți Vișoara Măsteacă,
și o bagă ăștia la Târgu Troc. Deci nu, este pe raza comunei Bârsănești. Eu când am făcut cartea și am văzut care sunt limitele, deci pe dealul Merseacăn, care chiar a aparținut lui Gheorghe Sion. Și acolo, deci e sit arheologic. Nu puteți scăpa decât, și nu puteți escapa decât, mergând la județ, și eu l-am luat pe domnul Vici, el la dinainte, cu mine, l-am dus la directoarea muzeului de la Bacău, am rugat-o, m-am dus eu acolo cu el, am rugat-o pe doamna, ne-a dat o geografă care să vină, că e înrituită și ea are voie să vină, să spună, calificat, unde să faci, unde nu să faci. Și a rămas ca întreg. Îmi pare rău ce suntem înregistrați. M-am exprimat prea liber, dar nu e nimic. Ce se întâmplă? A rămas așa. Ilie mi-a spus atunci, Coman mi-a zis, dom'le, nu putem să facem, că nu ne înțelegem cu proprietarul. M-am dus la proprietar. Mă și cunoștea. L-am întrebat, a zis, cum să nu, domnule? A mers cu mine, culegea prune, într-o toamnă și mai sus. L-am dus acolo și mi-a arătat el. L-a zis, cum să nu? Ilie ne-a spus, eu vă dau utilaje pentru săpat și eu plătesc despăgubiri proprietarului dacă cere despăgubiri pentru ce strică. Deci mai mult de atât. Eu am vorbit cu soțul doamnei Dana Lungu de la televiziunea de la Onești să vină cu detectori de metale de mare adâncime. Deci lucrurile puteau demara. Eu m-am enervat atunci și am avut și niște necazuri și m-am oprit. Dar acum reiau subiectul. Și atunci vorbeai de turism. Păi cei care stau și ridicesc în Târg Bogna, la hotelul ăla de acolo, și merg numai până la Salină și până la Sălic, ce ar fi să meargă câțiva kilometri să fie aici o descoperire arheologică importantă și să faceți un punct de atracție turistică aici? Poate nu găsim mare lucru, dar dacă găsim, pentru că aici veneau străini și făceau comerț cu localnici, putem găsi monede, putem găsi și altceva, putem găsi arme de atunci, de apărare. Și iată că poate fi descoperit ceva. Poate nu găsim, dar dacă găsim, de ce să nu încercăm? Eu am venit să vă fac aceste două provocări. Sunt multe de vorbit, nu vreau să rămân cu plată în priză, că vă stric ziua, că nu prea mult de vorbă și nu vreau. Nu, chiar avem o plăcere. Dar comuna asta e plină de istorie, pe care lumea nu o cunoaște și este bine să o redăm noi. Să o redăm noi. Pentru că Barcu Stepănescu de la Vrancea, de exemplu, spunea eroii trăiesc din noi, noi trăim din copiii noștri, iar copiii noștri trăiesc din vor trăi din urmașii lor. Păi urmașii noștri, ai voștri, ai mei și ai altora, și ai generațiilor viitoare, care vor fi împrăștiați în toată lumea, că așa e situația de acum încolo și e circulația asta demografică și liberă. De ce? Când vor veni aici la origini sau când se vor întâlni cu alții, să nu arate și ei ceea ce sunt ei, ce au fost înaintașii lor. Deci este simplu, după părerea mea, dacă cineva punea mai auzit discutându-se că nu avem o locație, nu avem un spațiu. Eu nu știu, când eram eu elev, eram aici, eram la o clădire de școală și eram vreo 400. Și acum nu știu câți elevi aveți. Să aveți 7 care au absolvit acum, am înțeles rezultate strălucite și nu mai știu câți mai sunt. Și unul în clasa 5-a, poate. Bun, și atunci cum de n-aveți spații, sunt 3 clădiri, sau câte sunt aici, la vechea școală. Că totuși se lăsă între ceilalți, Rătești și alții, și alte, dar totuși fiind centrul comunei aici, parcă aici ar merge să fie și muzeul, zona asta. Și tranzitul, pe aici. Da, cam aici. Cei de la Brătești, dacă sunteți brătișteni aici, să nu vă supărați pe mine. Eu sunt fan Brătești, pentru istoria Brăteștii. Pentru că satul Brătești s-a mutat de vreo 5 ori. Când îi vedeți acum, brătiștenii i-au păstrat societatea lor închisă, dar de vreo 5 ori. Prima dată s-au mutat spre vremea Ciunei Lucaragea, dacă ați auzit de ea și ați auzit, atunci s-au mutat săracii. Pe urmă au mers în zona aia unde-i schitul și căutați unde e, că spuneam să căutați sau să găsim crucea și o aduce. Există clopotul, eu l-am pozat, cineva cu mine, el a fost clopot la schit,
Deci acolo unde e schitul ăla mic, este așa mai așa acum. E 2 pe 3, nu știu, eu l-am văzut. Da, da, este așa acum. Da. Mai sunt și crucile vechi. Acolo erau... Clopotul nu mai e. Deci acolo... Clopotul de resurse sunt mixe. Vedeți unde e clopotul ăla, e obiect de muzeu. Eu l-am văzut că avea inscripționare în slavonă pe el. Era o parte din inscripție întreruptă, deci eu am avut gânduri mari când am venit aici. Dar când am văzut o atitudine care nu mi-a plăcut, am cam așa. Și am zis că nu merită. Acum am un moment de răbufnire, să zic așa, e ultima mea încercare, ca să văd dacă se face ceva. Deci dacă face cele două, muzeu, și să descoperiți spirita uriașă, eu am vorbit cu bătrâni. Păi s-au face de acolo, de la Brătești, când erau copii. Luau o piatră de la pivniță și duceau tot un cea pe acolo ceva, niște zaibane de sus. Și de acolo luau bătrânii, care acum nu mai trăiesc, am vorbit eu cu ei cu ani în urmă, și luau o piatră de acolo cu căruța și duceau, deci pivnița a fost construită ca lumea să reziste. Și ar fi frumos ca generația aceasta de consiliere, când o văd tineri și cu putere de mâncă. Și coloana lui Traian la șoseaș, aia era... Și... Coloană. Da. Nu știu cine. Dar asta aici particularizează localitatea. Coloana lui Traian și altele sunt este o împarte. Am avut o băcară care era profesor de sculptură, care a fost un obiect și care putea să constituie cu adevărat elementul reprezentativ al comunității. Dar unde a fost aia? La șoseaua, la Universitate. Prin ani. Și ce? Prin ani. Era aia făcut din lemn, la care timpul a degradat-o și a făcut-o să se dispară. Aia e foarte bună de adus, mai ales că ar face și un, ar dirija și un pic din secție, aia și ea pe rambuia. Domnule, dacă vă apucați de treabă și faceți niște analize periodice, vă vin idei pe parcurs. Mai e încă o problemă. Acum, dacă aveți subiectul deschis, pe unde mai mergeți, prin alte zone, vă uitați acum cu coada ochiului, îi trageți și vedeți ce mai au ăsta, ce mai e. Și vă vine idei, începe cu mine, greu. Dar nu este imposibil. Și mă uit așa și repet, generația asta, văd și tineri pe aici și oameni din putere, așa, creații, puteți să faceți o treabă bună. Să rămână generația asta. Nu se știe cine va fi, că vor fi comasări de localități. Nu se știe unde va fi sediul comunei, dar poate și asta va atârna. În, dacă citiți când s-au comasat comunele Brătila cu Helegiu, desprinde niște concluzii acolo. Dacă citiți, nu am scris în carte, sau am scris și prin carte, dar desprinde niște concluzii, cam cum au fost dute și cum vin argumentele. Că vor veni argumente, pro și contra. Dacă va trebui să unească, de exemplu, două sau trei comune, unde să fie sediul? Și atunci, vin în balanță niște argumente. Nu le spun eu pe toate acum. Pe lângă demografie, factorul demografic, dar și alte, dezvoltarea, infrastructura, comunicație, i am spus lui Coman, de când am venit aici, nu lui Popa înainte, unește, măi, Albele cu Bârzănești. Păi un drum acolo, de la Albele, pentru că ăia, dacă face cineva un referendum în sat, unde vor să se ducă, vor cere toți să meargă la Lumbesc, pentru că îi trec prin Poiana. Nu-i așa pe tu? Și stau acolo. Și le-am spus de atâta timp, faceți un drum, am înțeles că îl faceți acum. Păi da, ăia nu sunt ai comune. Asta e una din direcțiile principale de acțiune, să atragi oamenii din comună, să nu-i pierzi. Și vor fi multe lucruri în balanță. Sunt oameni care mai trăiesc chiar și au făcut parte din comisia aia, când s-au unit cele două comune și a ajuns Helegiu, era pe munte de cuțit. Și aici, și să știți că, din punct de vedere istoric, avem multe argumente. Această comună a avut, la un moment dat am identificat eu, 11 sate și comune. Atât a avut. Dacă vă uitați acolo la Berg, dincolo de Tănase, ați văzut că scrie undeva strada Zemeș. Da. Cineva a știut istorie. Acolo a fost cătunul Zemeș și a aparținut de caracterul, de satul nostru, caracterul. Deci e altă comună. Și sunt multe argumente care vor fi în balanță. Și trebuie să vă zbateți, nu mai spun celelalte. Deci nivelul
învățământului și altele. Nu. Bine, îmi cer scuze că m-ați... a trebuit să vă suportați. Cu mine se poate sta mult de vorbă, dacă vreți să faceți un simpozion odată, îl facem cu plăcere și putem să avem o discuție liberă și accept orice întrebări despre istorie și despre tot ce vreți de aici și altele de altă natură, dar nu mă puneți la politica actuală, că sunt băiat pe toți și nu vreau să... asta nu. În rest, pot să vorbesc despre orice subiect vreți. Păi da, am mai văzut, dar de Ziua Națională, să fiu sincer, eu am foarte multe invitații. Foarte multe. Și, dar n-am trebuit. Și acum, și acum, fiind că m-ați provocat iar. De exemplu, vă dau un exemplu. Și nu vreau, nu vreau dar. Mâine, eu am pe telefon invitația. Și am participat și am trecut și am și făcut o expunere. L-am lăsat acasă și mâine încep zilele comune în lăsat acasă. Mâine, după aia de la ora 17, este un simpozion care se intitulează Personalități istorice pe meleagul Cășunele, Mănăstirești. Ei au ce s-a fost regele de acolo, poate nu. Eu am înțeles, le explic ce am trecut. Deci, ia de mâine, la ora 17, acolo, poate ești invitat, nu? Dar cine e la Cașul, cu Curienea? La Mănăstirea Cașului. Mănăstirea nu la Cașul. Ești Cașul, nu Cașul. Următorul Mănăstirea. Și iată, deci acțiuni. Aici aveți zile comune. Și am discutat odată în monografie, da. În monografia aveți normal, așa este, ca ziua fiecare localitate să fie ziua primei atestări documentare în istorie. Și aici la Vârstănești, din 1460 și ceva, și aveți parte de 8 septembrie, sau cam așa ce este. Dar fiecare sat are am trecut în carte atestarea documentară a fiecărui sat. Deci în fiecare sat se poate, sat bune copii, sat bune de uite, domnule, acum, știu, 600 de ani, prin Brisov, nu știu care, uite cum suna Brisov, uite când a fost prima dată atestată documentar localitatea noastră. Și la Vârstănești aveți chiar timp să faceți, dar nu lăsăm. Nu să faceți Iohannul public, aia e treaba voastră. Dar să faceți un simpozion cu ăștia tine, să vadă și ei, să le prezinte cineva comuna, că habar n-au unii sărăcuții, pentru că n-au de unde să știe. Dar de ce să nu știe copilul? Când merge la Olești, la liceu sau undeva sau la facultate și aude pe alții că spun despre locul lor natal, el stă și să uite pe ceva, la el e spărbătit, că nu știe el. Da, nu? Să organizăm, dar nu discutăm. Nu știu, eu v-am dat niște sugestii. Dacă aveți chef odată să mă invitați să facem la zile comune să vă prezint ceva, eu să te mă spun așa cum să vă vorbesc, dar nu e cazul. Putem să o facem oricând. Deci două obiective ne-am propus. Să vă atrag atenția asupra celor două. Dacă le faceți pe astea două, intrați în istorie. Fiecare generație trebuie să contribuie cu ceva. El trebuie să contribuie cu ceva. Și e păcat să nu contribuiți. Eu recomand. Ar exista o soluție în momentul ăsta, suntem în plenul Consiliului. Cred că Comisia de Cultură a Consiliului Local de Sănătate ar trebui să-și asume ideea ca atare. Ar trebui să existe o inițiativă de proiect care stabilească în mod statutar și legal toate condițiile de înființare a acestui muzeu, locul și dacă vom găsi să utilizăm un spațiu existent sau putem să achiziționăm unul care este într-o zonă centrală a comunei sau efectiv să construim un spațiu nou într-o zonă aparținătoare autorității locale din Vârstănești și atunci să rezolvăm într-un fel prima dintre problemele pe care s-a ridicat-o, însemnând constituirea muzeului care va avea cele două componente de care asta a spomenit și ulterior să mergem și pe a doua linie, cea a pivniței care să va dura probabil obținerea documentelor din punct de vedere al demersului legal cu organele adinente la nivel de juca nivel județean și atunci să putem să avem pașii de urmat și primele elemente incipiente ale înființării atât a muzeului cât și a celelalte al celălalt obiectiv. Care de vorba va pune în valoare comunitatea noastră, va pune în valoare ceea ce noi avem, dar poate mulți dintre noi am uitat, să nu am știut despre astea, dar vor fi pe viitor utilizate de atât de comunitatea
noastră, cât și de cei care vor veni în tranzit prin comuna noastră. Este un lucru demn de remarcat și care nu trebuie lăsat în trăit, ci trebuie pus neapărat în practică și adus acolo unde trebuie să fie locul. Pentru că noi suntem reprezentați prin ceea ce am fost în vechime, prin ceea ce facem acum și prin ceea ce vor rămâne, ce va rămâne urmașii noștri. Trebuie să rămână ceva după noi, pentru că în condițiile în care toate se întâmplă cu o rapiditate extraordinară, tehnica și toate celelalte pun stăpânire pe ceea ce înseamnă societatea noastră, ca și societatea în ansamblul ei, toate chestiile astea care țin de istoria și o vârșa noastră trebuie să fie bine reprezentate și puse la locul lor. Ca și încrederea mea. Mi-ați amintit nouă clipa, m-a provocat un pic, da, scuze-mă, m-a provocat un pic. Unii oameni sunt suspicioși, nu se uită pe alții. Eu am fost foarte deranjat când am început monografia. Domnul primar, și nu am, n-aș fi timid să o spun și aici, am spus-o direct mai dur, m-am dus să-mi luam niște cărți ca să delimitez comuna, să-i fac, să pun pe o planșă și n-aveam niciun loc, aici nu aveam, nu știu, nu era deschis sau ceva, nu aveam niciun loc să întindem mai multe cărți ca să putem să tragem conturul și până să-l băgăm în cap. Și am găsit, mi-a venit mie ideea, era, nu știam că era magazinul ăla cu geamurile alea mari în comună. Și acolo mi-a zis cineva, cred că mi-a spus Florentin atunci, dar nu era el primar, era domnul Coman, și mi-a zis, uite, acolo îți găsim niște mese. Ne-am dus, era o cărciumă alături ceva și am întins alea. Imediat cineva l-a sunat pe primar, primarul foarte supărat că mi-am permis eu să intru acolo, nu mi-a zis supărat pe mine că... Și foarte supărat l-a sunat cineva, ce căutăm noi acolo? Și cu ce drept am intrat acolo? Și noi ne-am dus, oameni de bună încredere și de bună intenție, să facem contul, nu aveam niciun loc, să nu putem nici pe jos să mergem. Trebuia o masă și erau mai multe mese. A, erau niște mese de timp pe acolo. Și știu că așa, foarte supărat. De pasă de ea. Nu știu ce era, nu de treia, era de timp, pentru că știu că l-am folosit acolo. Deci nu mai să suspectăm de unde era intenție sau ceva. Toți trebuie să puneți umărul să iasă ceva cum trebuie. Eu cred că misiunea mea, pe care l-am stabilit-o singur, mi-am îndeplinit-o acum, prin asta. Și dacă e nevoie de sprijin, vin acord cu toată plăcerea. Acum o să vorbesc cu doamna asta, Pasu. Ei sunt porniți, au venit să aduna familia și vor să le... Sunt și eu aici și acolo. Ce are, că îți poți să duc pe cineva. Da, dar că cineva se ne ia. Da, da. Deci eu o să-i dau un telefon și te sun eu și îți spun. Dacă vreți, voi duc să vă ia. Sau mergem împreună până acolo. Mâine poate și mâine nu pot, după amiază dacă o să. Și mergem până acolo, așa, vedem ce au. Și se le duc în școală, că v-am dat sau unde ziceți voi. Păi și oamenii sunt, a, dar aici, și nu vă mai zic, gata. Puteți găsi pe la toate familiile, pentru partea istorică, eroii aia care sunt acolo pe monument, ei au avut și niște documente, au avut livrete, au avut decorații și sunt decorații de la urmași. Să nu fie reticenți. Puneți niște oameni cu persoasiune să poată să-i convingă. Dă-mi, domne, decorațiile astea și uite, te trec acolo, vor fi la muzeu, vor fi registrate. Ce fac cu ele? De fiecare de acolo. Eu le-am avut sâns la care acolo și nu în partea să mi-l luau. Cine l-am avut? Păi Florentin a fost să mi-l luau. Păi dar de ce nu mai studie? Păi vrea să-i facă bani, dar tot ce nu plătea. Dar nu am avut nimic, că de unde eu am pus în carte tot, eram chiar supărat. Păi m-am rămas cu livretele cu toate. Uite, vezi? Și astea toate nu... Păi așa că în sigare n-am avut fiecare sasă. Păi stai, uite, dar mi-a spus cineva mie că a avut și nu le-a luat. Păi iată! Păi da, asta e. Nu, a spus că poate Florentin vrea să-l binevândă, dar dumneavoastră nu vrea să-l plătim. Nu, deci oamenii se înțeleagă, să le doneze, că nu le duc cu ei pe lumea cealaltă. Iar cei care le-au obținut sunt sub pământ acum. Numai cei care au muncit pentru ele și și-au dat viața sunt sub pământ. De ce să nu vadă urmașii? Cu ce a fost decorat bunicul? În carte am pus o scrisoare de un vânător de munte de pe la Gudos, da. Mișca sau Mașala sau nu știu, Mișca, parcă. Ai văzut ce impresionant, de la care acolo era, nu? Ce impresionant cu scrisoarea.
Aia, uite, s-o găsim să o punem. Așa. Și sunt multe documente care constituie. Eu doar am vrut să vă, să vă dau un start, așa. Dacă îl preluați, să-l preluați, dacă să da. Domnul general, clădirea e făcută. Școala, fosta școală de la Grămâi. Aia e... Cum știți voi, nu mă fac aici, nu mă aia e perfect pentru așa ceva. Este și loc de parcare, pentru turiști, obiectele trebuie băgate în ea și atât, și da drumul. Faceți o comisie, puneți unul care să răspundă de toate și toate cealaltă. Nu mă fac eu asupra. Pentru mine, da. Băi, pentru mine personal, ar fi un, cum să zic, ar fi de punct de vedere sentimental, foarte important să fie acolo, dar nu mă bag în asta, pentru că acolo, când s-a construit școala aia care s-a dărâmat, eram copil înainte de clasa 1 și toți eram și căram câte o perămidă în brațe și duceam la oamenii aia care zideau. Deci acolo am început eu clasa 1, sentimental, străgat. Dar nu. Dar n-am spus-o cu intenție. Nu, dar altă destinație nu văd altă destinație. Deci altă destinație acolo nu pot să văd. Acolo în curte aia puteți amenaja și... E amenajată curtea, e totul. Da, și în aer liber, ceva, obiecte, cluburi, grape, tot ce foloseam înaintea și gata. Haideți că a fost și școala dumneavoastră acolo. Ideal. Salut, mulțumesc că m-ați ajutat. Acum să ascultăm și pe orientul cetățenilor și cam să-i grea pe ordinea. Da. Stați-vă. E bun ce-o spus, domnul general. Dar să vedem problemele actuale cu care se confruntă comunitatea. Vreau să aud de la Consiliul Local să vedem ce părere sau ce idei au cu apa și canalizarea. Sunt rahați pe uliță când plouă, fântânile fără apă ne umpli scabia. Ce soluție are domnul? Sau închid din mușa și chemăm pe alții care au soluții și vor să facă. Noi avem un proiect. Proiectul este din când obiect după Revoluție. Ce s-a făcut după Revoluție? Spuneți ceva. A fost două licitații. N-a venit nimeni că proiectul a fost sub evaluat. Acum avem promisiuni că suplimentează la acest proiect cu bani. Apoi au adus și de la Valea Urzului și de la Podera Plăcerii. Domnul primar. În 30 de ani nu s-a făcut nimic, nici nu se va face nimic. Până nu se va strânge comunitatea să vină, băi, cum a fost odată, la Consiliul Local, să iese tot afară, să vină aia care nu se poate. Fântâne fără apă, nu pesca abia lui. Până la proiect, până la aprobarea comunității. Eu trebuie să consentez ceva procesul verbal și nu știu cine a vorbit și ce a vorbit. Eu mă rugăsc am după sfânt. Da, avem o rugăminte. Nu venim la amenințări aici. Nu venim să dialogăm. Venim să dialogăm, să vorbim toți. Domnul primar va spune situația, nu că închidem și dăm afară din alții. Nu, domnul primar, ce situație este? Nu depinde de noi toți. Domnul Jonanu. Vă rog frumos, lăsați oamenii cu noi. Vă rog frumos, fără amenințări aici, doamnă. Niciodată am fost la o ședință la Consiliu, prima dată că așa au apărut la ședința asta din Locnar. Avem 3 săptămâni, avem oameni bătrâni care avea nicio gheață de apă de la o fântână de la 50-100 de metri, avem conducta de apă trasă. Am avut 2 bazine de apă acolo, sau nu știu, nu este apă suficientă, nu? Dorința noastră este pe următor. Până vine proiectul la Uniunea Europeană, până vin bani. Avem conducta trasă până la primărie, la dumneavoastră, da? Cu apă. Nu-i pare mare monopol. Ne trebuie utilaj, ajutor de la dumneavoastră, cu utilaj, făcut o nouă casă de apă, domnule. Atât. Până vine proiectul și până asta, trebuie să facem un nou stabilat. Nu pot să intervin, dar nu pot să intervin din primărie cu bani. Casa de apă este pe un teren primar. Venit cineva, a făcut o evaluare la lucrare, spunem la toată comunitatea, băi, fraților, împărțăm pe atâta. Nici o să șum, atâta. Suntem de acord? Dar cum mergem la nimeni și să facă așa că nu veți buni? Fără licitații, că licitații se mănâncă tot comun. Nu știu, de la primar cu terenul privat și asta. Noi nu luăm pământul de acolo, domnul primar. Am înțeles, dar trebuie să discutăm. Omul, așa, fel s-a dus bolul, omul. Că dacă nu-i plătim lui pământul de acolo, unde avem casa de apă și asta,
se plătim daunele la primărie, el îmi detaie conducta și cu asta basta, da? Așa toți bănii. Și știți prea bine despre cine este vorba, da? Noi nu luăm pământul de acolo, nu am făcut casa de apă, l-am înfundat frumos și el poate să-și pună acolo, cum este acum în gurele de 3 metri, poate așa va rămâne în continuare. Acolo. Nu e atâta e. Domnule, facem o altă gaură, cu 4 pe 4, sau cât o fie acolo, poate dăm de apă. Doream să avem deja. Avem bătrâni de 85 de ani. Bine și dă 5 lei la, sau 10 lei la un copil să-i ducă 2 lei de apă, care nu poate să ducă. Nu? Și vă dau exemplu, dacă vreți, nu îmi greșează. Nu? Că plânge vreo, că n-am o gara de apă să bea. Dar când avea conducta, avea robinetul tras, noi am investit bani mulți prin conducta, am luat de acolo, conducta nouă și tot. Problema este că acum este, dar undeva se oprește. Păi unde se oprește? Păi cineva o strangulat, ce s-a întâmplat? Da, undeva se oprește. Acum, nu este domnul primar. Am să-mi dat capacitele. Casa mare de la bani, în jur de 70, 60, 70, al doilea bazin nu avea mai nimic. Când s-a făcut, primărie, s-a făcut, s-a făcut, nu s-a făcut cu ce putut să o facă normal. S-a băgat unde? A fost un război, s-a băgat unde? S-a mai băgat un mort, nu? Și m-a deținată, dar nu a fost. Trebuie să fie scurtit. Vedeți, ați spus alții oleacă și oamenii ăștia? Ați întâlnit? Și cu ce am văzut, nu înțeles nimic. Nu înțeles nimic. Ce am văzut în ăla, s-a făcut ăla. Acum este ce este să trată? Nu, 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 discuția asta nu e discuție izolată, am mai fost în discuții și acum vreo 4 ani și 3 ani și 2 ani. Domnul primar, de-a te-a urmă, au zis oamenii ăștia și în jur la noi. Ajutați cu utilaj, banii o să-i pune ei, munca o să vină ei. Dar nu e ajută să pune problema. Nu e prima dată când au vorbile astea și doleanțele și cerințele astea din partea lor. Noi îi spuneți-le că le oferim utilaje și ce au nevoie și ei se strângă bani, să facă conturi și să dea drumul lor. Dar eu îi ajut și oricând, nu sunt problema. Am văzut casa aia de așteptări.
că s-a făcut primul rând. Nu, nu-i bună, ideea asta e căsătoare, tati. În bazin de 10 toni, te duci undeva la 1 miliard aproape de fibre. Nu e 1 miliard. Dar cât? 200 miliard. De 10 toni? Da. Cum e ăla din la primărie? Da, doi ani să minunat să iasă ăla. Vă lăsăm proapă, că aveți alte probleme mai informații. Mai e o treabă. S-a mai ajuns doar vă, domnul primar. Dacă e așa, trebuie să ne contăm altă firmă, da? Cu gunoi. Reflector la gunoi. Am înțeles că doi i-am plătit. O parte ne-am plătit până la situație. Da. Da? Acum am înțeles că ce mai bine să le mai dăm. Vede două de înțeles. Nu mai zic, mă zic, nu. Păi dacă e în cazul ăsta, renunțăm la ei. Vă plătim la kilogram. După dacă ai condit, să mă dăm. Nu am văzut atât de mare, nu am văzut atât de mare. Tot ca unul dumneavoastră ca să notez, vă rog. Voi, da, da. Da, voi. Mă-i spus. Deci asta e, dacă va devin la ianuarie, noi nu o să mai plătim cu noi. Vă spunem zine. Pentru că am avut destul de cadru și cu ei. Când trage pe unitatea... Dar cine e proprietar acolo pe terenul ăla? Da. Sunt mai mulți proprietari, este Postolai din Nelu. Mai este... Ăla, Culiță, e prea puțin acolo și nu știu, mai e cineva. Mai e cineva. Care spune, postul ăla spune că casa de apă propriu-zise e pe pământul lui cumpărat de la da, parte. De la Pușcașul. De la Pușcașul. Tu ne ați, cât vrei, mă, omule, cât ai? Tu nu vrei. Dar el nu vrea și el trebuie da. Să... Eu nu am vrea să fac și el. Are declarat de supozitul meu. Să nu mai fii dispozit cu tare conducta frumos, sau cu domnule, domnie sau... Pentru că el l-a notat. Mai, mai devreme sau mai târziu că va veni în Bârțăneni, nu o să stea în Spania o viață de ori. Are și el o bârșă ca și mine, nu? Poate mai mic ca mine. Are două case, da? Are apă și la casa bătrânească și la casa care a cumpărat, da? Lui nu-i cer de apă, de unde ia? Nu ia tot de acolo apă? Da, nu? Cum poate să spun el că nu se tai conducta și nu vă mai dau apă la nimeni? Da, nu se facă treaba. Dar apa nu-i proprietatea nimănui. Păi nu? Deci asta este... Băneața voastră... Eu vorbesc cu o firmă, bărțe la curent și ce ceva tot. Merge la bază la domnule, atât a fost mulțumim și ne scuzați dacă am predicat ori. Acum, la altă dată, ridicăm mai tare. Vă zic bună, Tabel. Sănătate. Dar acolo nu se poate, că am zis că mai sunt niște izvoare, nu se poate face captare de izvoare? Se facă, dar trebuie luate tuburi, trebuie chemat un specialist la fața locului acolo. El îmi spune, problema este că și dincolo la provazne, toți la început zice că dau bașchi. În momentul în care începe treaba... Tocmai de asta spuneam. Aici avem justificare, iată de zi, nu mă e corect, dar nu doamna, nu doamna. Eu ce am filmat. Câți proprietari sunt pe terenul alea? Să-și facă un tabel. Exact. Merge la notar, îl dă sub formă de închirieri, eu știu ce face acolo, nu știu. Sub formă îl folosește. Nelimitat sau pe 25-30 de ani. Da, corect. Sau, domnule, fiind că e sursă de apă publică, n-am pretenții, sau eu știu ce așa. Mai e nevoie de o casă de apă, că în momentul de față, până la ea să ajung până la ei. Păi tocmai ce spun. Și după aceea se extindă casa de apă, să mai fie o captare 2-3 zoare. Ați văzut și problema cu poiena. Ați văzut cine a intrat în poiena? La ce s-a făcut? La gura voi, atâta și mai e ceva, m-am văzut. Cu poimul ăsta acum. În rest, noi, la revedere. Nu poimul, nu-i poimul acolo, e Angel Salin. Cu apa? Da, Angel Salin și PNDL-ul 1. Înseamnă că poimul nici nu mai pomenesc de el. Da. Înseamnă că poți să fac contra cu 30 de ani oameni. Că... Păi nu mai e poimul. Ce ar fi salvați pentru că situația cu poimul este una care practic ne blochează. Din cauza prezenței în poim, noi nu putem face demersul pentru a merge pe un proiect separat, adică să aducem comunității apa de care are nevoie. Nu credeți că noi suntem inerți și că nu suntem oameni și noi și nu suntem membri ai comunității. Atât timp cât faci parte din proiectul ăla, noi avem o piață de moară care ne ține pe loc și nu putem să ieșim de acolo să facem un proiect independent care să aducă apă comunității. Apa este nevoie stringentă, nu este o extravaganță, nu este o chestie pe care cineva nu are nevoie. Toată lumea, fiecare de noi are nevoie de apa aceea. Pentru că toate cântările au început să aibă apă, toate cântările sunt încerce cu mai puțină apă, deci nevoia de apă este una stringentă pentru toate localitățile comune. Dar faptul că suntem prinși în proiectul acela este o chestie care ne blochează și care nu avem nevoie să ajungem acolo unde trebuie, adică să avem apa în curtea fiecărui cetățean.
Că sunt discuții după aceea, că unii vor, că alții nu vor. Că dacă așa inițiați, eu este un lucru de oameni care ar zice că, că vrea. În momentul în care vreau învățături pentru înființarea proiectului, cel mai ce, a, luam cu tână, nu vreau, luam aia, nu vreau, luam aia, te întâlnești cu obstacolul nici ăsta. Dar nu trebuie să-i luăm în ceamă pe cei care nu vor, ci să ținem cont de faptul că noi avem o necesitate stringentă a comunității, aceea de a avea apă, canalizare, deci condițiile minimale de infrastructură. Noi suntem conștienți de asta. Faptul că suntem blocați într-un angrenaj, ne ține pe loc și nu ne lasă să aducem și ceva cum de trebuie, dar trebuie să avem ceea ce de fapt avem nevoie. Noi avem de mers, deși suntem și proiectul ăla. Avem un proiect făcut pentru canalizare pentru Buzărești. Avem un alt proiect pe care l-am făcut pentru Brătești. Lucrăm și la alte proiecte. Deci noi nu am dormit, am făcut lucruri care țin de implementarea proiectelor de genul ăsta. Dar poate au nevoie de finanțare. Finanțare pe care comunitatea nu o are. Trebuie să o obținem prin diverse forme de finanțare. Prin salinii, prin poim, pe undeva. Pentru că banii pe care noi îi avem nu ne ajută să facem. De exemplu, la canalizare pentru Buzărești costă 5 milioane de euro. Pe care noi nu avem timp de să-i ca să facem lucrul ăsta. Proiectul de la 2700, 3 milioane de euro. De unde îi luăm noi ca să facem asta? Că nu avem finanțări pentru ele. Deci trebuie să-i luăm de undeva ca să facem lucrurile astea. Dacă am avea deșterea noastră și am putea să facem, am fi băiat și atunci, uite, am fi ca o comună suburbană, cum? Sunt cele care au facilități prin extinderea zonei urbane pentru ei, când au taxe și impozite care îi susțin. Dar noi prin taxe și impozite noastre de-abia supraviețuim. Dar minte să ne permite să facem proiecte și ăsta. Deci, de cât am obținut în ultimii ani, prin PNL-ul 1, PNL-ul 2, au fost bani care nu au venit la comunitate, au fost bani obținuți prin fonduri. Acum mergem în continuare, prin salinii, mergem în continuare, prin fonduri pe care susțin prin PNL. Dar lucrurile se derulează foarte greu. Este o chestie care este impregnată pentru noi, este o piață de mare care ne ține în loc, și, dar nu putem să mergem fără să obținem finanțările de acolo. Pentru că dacă nu avem finanțările, nu putem ajunge la fază de implementare și omul nu ne interesează. Omul vrea să dea drumul la lui și da, omul vrea să dea drumul la de la toaletă să ajungă la canalizare. Deci, dar el nu știe că dacă noi avem bănuții aia care se face, nu putem să facem lucrurile astea. Deci toate nu depinde de lipsa de implicare și de lipsa de voință. Noi avem dorință și implicare, dar nu avem forme. Și de-aia trebuie să le obținem prin diverse pârghii. Unele politice, de-aia avem nevoie de implicarea tuturor angrenajelor politice. Fie că suntem de la un partid sau altul, pot să te ajut cu aia. Este interesul comunității noastre, domnilor. Nu contează că eu sunt de la unul sau de la altul. Pot să te ajut cu aia. Ajută-mă, frate, că te-o pe mine. Ajut comunitatea. Pentru că eu sunt astăzi, poate vei fi tu mine sau celălalt pe mine. Atunci știu că prin aportul meu astăzi a făcut asta, prin aportul tău s-a făcut cealaltă. Deci avem lucruri care au făcut votarea comunității ăstea. Deci asta înseamnă implicare și cu adevărat un consiliu care să fie coagulat și care să vrea binele comunității ăstea. Pentru că toți să avem un singur dezirat, să facem comuna asta să arate așa cum trebuie. Deci trebuie să ne implicăm fiecare dintre noi cu posibilitățile și pârghiile pe care le avem pentru ca să ajungem acolo unde este nevoie. Păi stai, Claudiu, până acum ai spus că s-au făcut proiecte. Da. Nu sunt bani. Acum am spus să ne implicăm noi. Eu n-am fost președinte pentru proiecte. Păi n-am spus faptul. Deci, fiecare grup politic poate să intervină pe linia lui ca să obțină finanțarea și de fiecare politică. Problema, bun, politic. Oricum, toate se ia la nivel. Câți locuitori sunt, câți contribuabili, că dacă comuna se diminuează, nu o să vezi niciodată fonduri alocate. Rezultatul la care? Mai e o treabă. Acum, 4 ani, s-a făcut sondaj, domnul primar și Marica știe, comuna Bârsănești, 20% asta au votat. Și 35% canal. Și acum vine și plâng că ne... Problema că lumea e dezamăgită, că la urmă suntem la al doilea proiect, a fost ăla cu puțurile, la Cazău, o trecut perioada lui, la revedere. Acum, proiectul ăsta care este, când va fi finalizat? Asta e problema. A fost la licitație, n-a venit nimeni, din cauza faptului, este subevaluat. Păi nu e subevaluat, domn primar, de fapt, din cauza faptului, spun eu care din cauza faptului, să fac sondaje, câte populații mai este, la Bârsănești, la Helegiu, deci tu când îi faci investiția aia, tu trebuie să o dai la o companie de întreținere. El își face calcul. Băi, omule, dacă nu scot cheltuielile, nu îți faci niciodată investiția în vechi și zburul. Spune-o asta. Asta s-a întâmplat. Acum 4 ani asta s-a întâmplat. Sândulele au câștigat prin faptul că toți au vrut apă. Da. Și acum nu mai vin la gază, vor să mai raportezi. Păi normal, dacă tu vii după 30 de ani, care acum panouă fotovoltaică, ai alte surse din căzări, normal că nu mai trebuie gaz, dacă vii după 30 de ani. Și nici nu-i convine să vină pentru 10 familii să-l acordeze la gaz. Da, noi ne-am văzut, am văzut proiectul, dar nu făce voi
N-ai făcut. Da. Dar uite cum a fost situația acum cu 5.000 de locuitori pentru gaz, nu? Se putea face acumulare, de exemplu, cu ILG-ul. Vă făceai numai o stație, aveai costurile mai mici la stația de gaz, nu? De ce nu s-a făcut acumularea asta cu ILG-ul? Că depășai 5.000 de locuitori. Sunt comunii care să o asociezi. Dar nu vreți să vă stare și cu președința la gheară și să iei un ordine de zi? Hai. 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 Să timp obosit, doamna secretară. Mai să facem pe toată lumea. Toată lumea e o plăda. Deci, da, haideți că în lipsa președintelui de ședință care a fost ales, așa, îl invităm pe domnul primar să dea citire dispoziției de convocare și intrăm în ordinea de zi. Și vă rog frumos să vă gândiți să faceți o propunere pentru nou președinte de ședință pentru lunile Doamne, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 105 din 27.06.2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești de sub Bacău, data de 29 iunie 2023, la sediul primăriei Comunei Bârsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Alegerea președintelui ședinței pentru perioada iunie-iulie-august 2023, motivat de încetare de drept a mandatului de consilier local al domnului Mirol Costel prin demisia depusă în data de 13.06.2023. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre. Hotărâre privind constatarea încetării de drept. Pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Mirol Costel și declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Bârsănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2023 și a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SC compania ProPres S.A. conform raportului expertului cooptat de către Adis Bacău, de către OAT-urile membre, parte în contractul de asociere, de concesionare, pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180, per 2957, din 6-5-2015. Punctul numărul 5. Proiectul de hotărâri privind actualizarea statului de funcții, a numărului de personal și a organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești. Punctul numărul 6. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul general al Comunei și vor fi aduse la conștiință publică prin afișare. Mulțumesc! Acum să supunem la vot proiectul de zi. Cine este pentru? Vă rog frumos să faceți propuneri pentru noul președinte de ședință. Doamna Rama? Propun pe domnul Simon Cătălin. Dacă îmi dau demisia și arestația. Cu mare drag, mai sunt și alte propuneri? Alege pe alte. Dacă aveți treabă. Nu mai sunt alte propuneri. Să punem la vot propunerea noastră. Nu, problema este că nu o să fiu așa, să fiu un fi consultat mai din timp. Să nu să fie ședință. Dar ești pe ședință, e șef. Da, vedeți, eu pot să organizez și duminica. Nu e nicio problemă. Deci, toată lumea este? Vă rog, vă rog, bun, s-a aprobat. Gata, s-a aprobat. Vezi, nu te-a vezi, Luiza. Vezi, la dimineața asta am reușit să definitivez și procesul verbal, dacă ați reușit să vă uitați pe el. Supunem la vot dacă ați citit conținut, în cazul în care nu există... Mai schimbați acolo datele, 26-5, 26-4. Unde? Da, așa e. Păi da, dar procesul verbal de ședință din 26-4. Din 1-4. Deci nu aprobăm totdeauna de la ședința anterioară? Nu la 5-a. Păi la 5-a? Nu la 5-a, nu acum, nu la 5-a. Ăsta e nu la 5-a, măi, ăsta e nu la 5-a, măi, oameni. Deci suntem exact ca salariul, da? Îl luăm prin luna trecută. Și aprobăm prin luna trecută. Deci în mai am aprobat din 26 aprilie, în iunie la cuvânt pe cel din 26 mai. S-o înțeles? Da, e 0,5. Păi da, e 0,5.
Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Mirom Păstel și declararea ca vacant al domnului de consilier al acestuia. Consiliul Local al Comunei Brâzănești hotărăște. Articolul 1a, act de încetare de drept a mandatului de consilier local al domnului Mirom Păstel și se declară vacant locul de consilier al acestuia, motivat de cererea demisiei din funcție de consilier local al acestuia, înregistrată sub numărul 2611 din 1306-2023. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de îndată judecătorilor competente și să valideze mandatul supleantului în condițiile articolului 122 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare precum și completările ulterioare. Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal cu persoanele nominate la articolul 11 prefectul de Bacău, organizația de intenție de Bacău, Partidul Alianța Liberală și Democrație, judecătorii Unești, primarul comunii și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. Se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial persoane adulte cu handicap pentru anul calendaristic 2023, conform anexei parte integrată în prezenta hotărâre. Se împuternicește primarul Comunei Brâzănești sub Bacău să semneze contractul de asociere prevăzut la articolul 1. Articolul 2. Contribuția Consiliului Local Comunei Brâzănești sub Bacău la susținerea persoanelor cu handicap instituționalizate și care au domiciliu pe raza OAT Brâzănești și va fi în procent de 35% din sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, astfel cum sunt cele stabilite prin hotărârile Consiliului Județean la nivelul prevăzut în standard de cost aprobat prin hotărâre de guvern la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile esențiale de rezidențiale în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău vor fi ulterior aprobate prin hotărâre de Consiliul Județean Bacău. În acest sens, urmează a se încheia actul adițional la contractul de asociere cu Județul Bacău și Direcția de Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Articolul 3. Sumele de ce constituie contribuția colectivității locale OAT Brâzănești pentru întreținerea persoanei cu handicap se vor vira în funcție de numărul de persoane până la data de 25 ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, în contul trezoreriei Județului Bacău. Articolul 4. Contractul de compartimentul de asistență socială și compartimentul financiar contabilitate din cadrul aparatului specializat al primarului vor urmări ducerea în împlinire a prevederilor prezente hotărâri. Articolul 5. La data aprobării hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 31.05.2020 își încetează aplicabilitatea. Prezenta se va comunica primarul Comunei Brâzănești, Direcție Generală a Asistență Socială și Protecție Copilului din cadrul Consiliul Județean Bacău, precum și instituția prefectului Bacău, prin grijă secretarul general al Comunei și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Discuții? Avem o listă cu... Sunt 6 persoane, dar sunt dezvoltate și pentru care, conform legii, primăria Brâzănești cotizează mai sunt respective cu... Supunem la vot. Deci discuție nu, supunem la vot. Sunt abținere sau vot împotrivă? Trecem la punctul 4, nu?
Da. Proiect de hotărâri privind aprobarea modificării tarifelor SC Compania Robrest Serviciu S.A. conform raportul expertului optat de către ADIS Bacău, de către OAT-urile membre, parte din contractul de asociere pentru delegare de gestiune serviciul de colectare și transport deșeului municipale în județul Bacău, numărul 180, per 2957, din 605-2015. Consiliul trecut direct la sumele astea care sunt. Consiliul local al Comunei Bosănești, hotărâște. Se aprobă modificarea și aplicarea de către SC Compania Romplex Services A, următoarele tarife raportat la raportul expertului optat, după semnare de către ambele părți, actul relațional numărul 5 și actul relațional la anexa numărul 1, la prezenta hotărâre și anexul aferente acestora. Punctul A, deșeuri reziduale, 456,16 lei per tonă, deșeuri reciclabile, 703,46 lei per tonă, deșeuri biodegradabile, 1683 de lei per tonă, deșeuri din activități reamenajare și reabilitare, 127,6 lei per tonă, colectare și transportul deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase, deșeuri menajere, 1600 lei per tonă. Se aprobă încheierea actului acțional numărul 6 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare transport deșeuri municipale în județul Bacău. Numărul 180 per 2957 din 605-2015, conform anexei numărul 2, parte integrantă în prezenta hotărâri. Articolul 3. Se împuternicește primarul comunei în calitate de reprezentant al comunei în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1, articolul 2 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației ADIS Bacău. Articolul 4. Prezenta hotărâre se va comunica persoane nominalizate la articolul 2 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul de Bacău și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Este vorba despre acele tarife la o parte din ele scad și la o parte cresc. De exemplu, anul trecut, la deșeuri reziduabile au fost 318, apoi 456. La deșeuri reciclabile, anul trecut au fost 1407 lei, acum ai 703 lei. La deșeuri biodegradabile, anul trecut au fost 1840, acum e 1683. La deșeurile din activități de amenajare și abilitare, în urmă, fost 2290 lei, apoi 127 de lei. Și la cealante, la colectare, transportul deșeurilor, înainte au fost 707 lei, apoi 1006 lei. Deci, undeva sunt... Undeva tot este. Echilibrat. Discuții? Nu, eu m-am luat la conștiință, ca să știți și noastră, dar o să înainte și... Ce spune cu biodegradabile acolo și cu astea, nu știu cât noi deșeuri din biodegradabile privind ei, că da. Eu vreau să spun peste câteva chestii. Taxa pe care cetățeanul o plătește este compusă, așa cum am discutat la începutul anului, puterea de Consiliul aia, care este făcută atunci, din două componente. Ceea ce una înseamnă colectarea care face Romprestul și a doua parte a taxei este cea care face Ecosud, pentru că Romprestul tot ce adună de la populație, duce la Ecosud, care este platforma de depozitare și de reciclare. Acolo, noi municipalul pe care noi îl ducem, este resortat, partea care este distrusă rămâne la deșeul general, iar partea care poate fi reciclată, este trecută, este reciclată și este selectată în mod automat de banda de existent acolo și noi partea finală de facturare ține cont de faptul că noi ducem o anumită cantitate. Ce se întâmplă la Ecosud, după depozitare, este reciclat și sortat și reciclat. Este vândută o parte din deșeul care este generat prin acumulare în angol. Și se recuperează niște sume. Ulterior apare la facturare o sumă care ține diferențele astea. Adică din se însumează valorile de colectare și depozitare, din care se scad sumele care țin de valorificarea produsului reciclat. Vreau să vă spun o chestie foarte lucrătoare pentru noi ca și comunitate, pentru referitor la deșeurile reciclabile. Ați văzut că taxa pentru hotărârea de Consiliu, hotărârea de ADIS a fost din anul 2020,
care avea tariful de 1407, de exemplu, la deșeuri reciclabile. Acum plătim pentru colectarea deșeurilor reciclabile 703 lei. Pentru noi este un avantaj, pentru că noi până acum aduceam o cantitate foarte mică de reciclabil. Ați văzut că noi, prin eforturile pe care le-am făcut, am reușit să colectăm reciclabil mai mult decât în toți anii de până acum. Efortul nostru a fost susținut și l-am făcut permanent pentru ca să învățăm populația să aducă deșeurile nu în faza totală acumulată, ci în faze defalcate, adică pe fracțiuni de tipuri de deșeuri. Colectăm cartonul cu plasticul și sticla separat, am ajuns la anul trecut să avem la nivel de raportare 50 ceva tone. Este un lucru foarte bun pentru că ne ajută și la raportare de mediu și la faptul că vom plăti mai puțin bani pentru reciclările astea, iar obișnuința cetățeanului este una de bună calitate în condițiile astea și sperăm să se întâmple și mai pregnant asta atunci când vom primi a doua pubelă, pubela maro, care în care cetățeanul va putea să depoziteze deșeuri reciclabile, plastic și carton, și nu va trebui să mai mergem noi cu trajul să facem colectarea asta, deci colectarea va fi făcută la nivelul acutișului pătrit arunci, de către compania Lompres direct. Deci am să punctez câteva chestii ca să fie lămurită pentru situația și să vedeți care sunt componentele și unde se ajunge. Deci tarifele creștinite de noi vor rămâne la aceeași formă, probabil până la sfârșitul anului, pentru că au fost întrebări de sigur care a statuat nivelul de valori. Astea sunt tarifele care sunt stabilite intermediat și vor face baza de calcul pentru tarifele de anul viitor. Da, dar anul trecut e avut o diminuare de preț. De la 14 milioane... Diminuarea și de preț nu sunt diferențabile pentru tariful nostru. Astea sunt, se văd în tariful de facturare, are în calculul lui valorile astea. Și atunci când a trebuit să plătim noi, n-am plătit taxele, dacă a fost până acolo, nu s-a diminuat. Noi nu ne-am avut niciun cont, dar din contră, noi trebuie să facem suplimentările pe care le-am făcut la final de an, pentru că n-am putut să plătim întreaga cantitate de gunoi pe care am adunat-o, pentru că fiecare cetățean plătește după împărțirea pe care o facem, conform calculului de dedicare de gunoi, dar el plătește 50 sau 100 de, 100 de kg de persoană pe an, iar el îmi duce 100 kg. Diferența aceea, noi ar trebui să suportăm într-un fel prin subvenția pe care l-am acordat-o și prin diferențele obținute prin cantitățile pe care le-au recondiționat pe tot sumă. Publicare, aici, să știi că publicare, sunt contracte monopolizate. Asta e de da. Problema este că... Problema este că... în
compartimentele abilitate. Articolul 3. Hotărârea intră în vigoare la data adoptării ei. Articolul 4. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în termenul stabilit de legea contencesului administrativ, legea numărul 554/2004, cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul 4, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de taxa de timbru. Articolul 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al Comunei, în termenul prevăzut de lege. Primarul Comunei, Prefectul Județului Bacău, Agenției Naționale, Funcționarul Public, Compartimentul Contabilitate Financiară, Ministrul Executivității și Resurse Umane și se aduce la conștiință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet în condițiile legii. Discuții? Este vorba de dedicare încreată la unor persoane. Și o angajare. Ce stă cu sens sau ce se întâmplă? Aia avem un pic de statură și activare. Da, dar ce vreau să zic în greb? Bine, și am dat ceva personal cu domnișoara asta, doamna. Poparina. Da, cu Poparina, da. Nu Poparina, cum zici? Ce în camera? La mână. La camera? Te rog. Poparina aici. Da. E, a fost la început în angajează. Dar asta să spun ce păi nu, dar aici știu, dar vrea să știu cum, cum se dă gradulează, la cât timp. Ai și de stagiu, cu un an de zi. A, deja au făcut un an? Da, cum? Deci, clipă, domnul Axel. Nu-ți dai seama că e pentru un an? Mă gândeam că are timpul la lucru. Hai, bun. Hai să vedem la un an. La diverse neapții. Da. La diverse. La diverse. Deci, la diverse. O luăm de la domnul Alin. Să te liniștea, să te rog. Da, vă întreb dacă face ăștia menajeri să împarte la selectiv, la unii oameni, că nu toți sau nu primesc, nu se problema este că când ia satul plin, lasă altul. Dar dacă el nu primește, dacă normal nu are sac. Dacă ce? Dacă saci ăștia menajer, se distribuie la toată lumea sau numai la o parte? Da. Păi asta tocmai că nu băieți ăștia din parte saci. De exemplu, dacă se aduc tomberoane din capul de la o uliță să nu mai intre mașina, acolo ei nu se mai duce să ducă saci, să-i aduce. Lasă saci la momentul unde sunt tomberoane, acolo lasă saci. Nu este. Eu am văzut chestia. Domnul Alin, eu vă spun sigur că acolo unde sunt trei contagiari, dacă sunt trei saci, lasă trei saci în vânt. Eu m-am dus personal după ce s-a trecut tractorul. Nu a trecut tractorul, a trecut oameni. Dar acolo nu s-a spus, nu au saci. Posibil să fie o stăpare, dar de regulă acolo unde sunt saci, eu se lechid, se lasă. Pentru că nu am făcut, nu am făcut. Eu am văzut, am avut distribuție. Am avut distribuție. Și eu trebuie să scriu. Scrieți-mi. Păi ce să scriu? Acolo îți vorbești, aici îți vorbești, acolo îți vorbești. Spuneați domnul Vici. Ierte-mă Dumnezeu. Noi am făcut inițial, când s-a început distribuția sacilor, s-a o distribuție din poartă în poartă sacilor. Unii mi-au luat mici, unii au zis că n-au nevoie de ei, cei mai conștiincioși care au înțeles, au început să pună mie. Da. Din momentul ăla, noi am început să dăm sacii celor care au scos selectiv. Dacă unul a strâns selectivul și are un sac, de altă nu are acolo, el primește în loc un sac din ăsta de selectiv. Pentru că dacă eu distribui sacii ăștia care unii dă, unii dă așa cu nemiluita, deci au și ei un coatul pe care de pe tare primire și nu pot să-i dau la fiecare om care eu nu niciodată mi-a scos sacii, care în schimb eu să-i dau sacul ca să facă altceva cu el. Deci sacii sunt doar pentru selectiv și nu pentru folosit acasă în curte pentru alte activități. Deci asta stau o problemă. Dacă mi-a scos selectiv, eu îi dau sac. Dacă mi-a scos selectiv, n-am ce-i dau sac degeaba dacă ei nu binevoie să se implice în acțiunea asta. Atunci cei care nu au să se îndemnă la sac și dumneavoastră când veniți... Exact! Și eu îndemnă la sac, fără doar și poate. Acolo unde sunt contagiari de astea, că sunt mai multe locuri unde sunt. Dacă sunt trei contagiari și sunt trei saci lăsați acolo, băieții lasă sacul acolo, dacă sunt trei saci, lasă trei saci în continuare. Deci oamenii primesc sacul. Sau acolo unde sunt, îi dau sacul în curte sau... Deci, asta măsura care vom primi în continuare saci. Pentru că deja acum ne-a spus. Am grijă că nu mai primi, asta este foarte mult mai rândă de saci pe care primi și după aceea o să vedem ce se întâmplă.
de exemplu, marți pentru că acum nu va trebui să suportăm din bugetul propriu achiziția de saci pentru selectiv, pentru ca să putem să continuăm, pentru că nu, nu vrem să pierdem acțiunea asta care este foarte importantă pentru noi ca și comunitate. Ne ajută mai multe puteri de idei. De exemplu, maculatură, s-a mai strâns caiete, cărți, eu știu... Unde am recitat, dar am fost... Eu am fost pe mamă de astăzi maculatură și am luat cu remorca de la asta, am luat la plătură remorca de maculatură, de la Lucea, de la Buzești, și am făcut aici care am fost. Când am pus mâna era cam greu, asta e, era maculatură. Dacă este carte, nu niciun problem, deci are pe aeroport fără dar și poate. Dacă îmi pune altceva, atunci nu pot să iau sacul ăla care are o altă condiție de prin curte sau... Nu, deși reciclare. Vorbeam strict divertit. Nu, dacă are maculatură, nu niciun problem. Spune, uite aici este așa și noi îl luăm fără niciun problem. Pentru că pe mine mă ajută, pentru că cu cât am calitate mai mare, atât este beneficiul meu. Da. Poate să ne anunțe că vinim noi pe remorcă. Exact. Acum sunt cei care m-au abordat și m-au zis, uite, am nevoie de la. Am spus remorcă, i-am încălcat pe remorcă. Încă am dat o remorcă jumătate, dar aproape de maculatură de la Ocean. Domnul Felix, domnul da, dacă am lucrat cu telepatia cu un general, vreau cu muzeul la Caracol. Pregătim, strângem. Da, deocamdată se împinem la desprendiu și după aia ne vrem ceva să... Da. Și-ați spus că l-am urmat. Muzeul. Muzeul de la grădiniță. De la fosta grădiniță. Adică propunea astea ca localul de grădiniță să fie planificat pentru un muzeu. Problema e când strângem și la Caracol, când strângem și la grădiniță, la școală, la alte. Și după aia ne decidim unii e important să strângem obiecte și... Important e să începe. Da. După aia, finalitatea... Și de loc. Da, dar nu trebuie să iei în calcul că tranzitul mare e bun. E bun pe oriunde să fie. Și da. Tranzitul mare aici la noi. Și mai important decât chiar la sala. De exemplu, mă e duminica. Păi duminica e jar cu drumul ăsta. Ne-am spus cea. Deci e jar. E jar. Ce puțin a fost acum la somnă cu mașinile de tot la... E epocă. Așa, da, am înțeles și nu... Sute de mașină trebuie pe aici. Uite că nu... Și pe noi e deranjat cu drumul de serial. Vin. Tocmai de la Moldova. Da, vin câțiva de la ea. Da, vin câțiva de la ea. Mai scurt și pe acolo... Ce mic de la repede, ce mic de... Încă și piesele va da... Telefon pe acolo. Telefon pe acolo, de bani, cel mai scurt. Și el figurează că e... Ăsta e drum comunal, deci eu. Nu știi că nu e asfaltat, dar nu știu. Domnul... Nimic. La urmă, bine, am purtat o discuție și astăzi în legătură cu toaletarea vegetației forestierii, verboase. Ar mai trebui ceva balast acum, după ploile, să ia transformat niște cratere din partea drumului Poienii. Chiar și prin sat s-au format niște șanturi, sus acolo la biserica rentistă. După ce se zvândă un pic, nu putem să punem balastul. Da, păi balastul am văzut că este... E cam așa. Cam atât. Domnul Preda. Așa, probabil. Am văzut unde ați pe lângă biserica adventistă? Adventistă, acolo e o pantă și din cauza apei a venit ploaia cu... Așa, e format un șans acolo. Dacă permiteți, am luat legătura cu Consiliul Județean cu transportul. Pe toți au fost, că au avut loc licitație, n-au avut loc încă licitația, la sfârșitul la urmă să vadă rezultatul. Dar ne-a rugat orice problemă apare cu transportul să informăm, să anunțăm. Pentru că nu trebuie să mai face serviciu noapte. Și lumea trebuie să cerc educația. Dar s-a semnat contractul pentru nu, mai este săptămână. Nu sau? Mai este săptămână. A căzut la verificare la ANAF la București și... Care e contractul? Contractul pentru drumul 1054. Asfaltare. Nu s-a semnat. Sunt două firme, dar nu s-o poate. Au rămas în cursă două firme. Dar e și constanță și confer grupul, Drăgari. Așa. Nu spunem două, dar ar fi... Care vine cu prea important și s-a puce de treabă. Și, acum am mai spus, e ceva de intervenții la drumul după ploi, prin sat și...
privare pe ei. N-am înțeles ce a spus. Intervenții la drum, ca urmare a ploilor. În interiorul satului și privarea ploii. Și într-un cu intervenție, dacă îmi permiteți, am zis că fac, dar nu mă pot abține. Rugămintea mea este că la următoarea de ședință cu Consiliul Local, aș vrea să fie invitat doamna directoare a școlii din Brâncenești, să ne explice cum de a reușit performanța și anul acesta să nu ai de elevi de clasa 8-a cu medii de trecere la examen de capacitate. Asta vreau să spun eu. Deci vă rog frumos ca la următoarea ședință să binevoiască, să se prezinte și să ne explice situația. Pentru că toți copiii care au plecat la Unești ne-au făcut cinste. Toți au note peste 8. Și noi, în comună, doamna se plânge că rămâne fără ele, dar nu reușește, sub nicio formă, să aibă note de trecere. După cum am spus și noi, noi am făcut investiții, am dotat. Dacă nu vine la următoarea ședință, o să facem tot posibilul și vă garantez, școala se va închide de la 1 septembrie. Deci dacă dânsa nu vine la următoarea ședință, nu va mai primi niciun leu din partea Comunului Local Brâncenești. Am achiziționat echipament tot ce a vrut însă. Știți foarte bine că am fost inițiatorii toți, au vrut proiecte de a dotat școlii cu ce au vrut și cu ce n-au vrut. Condiția au. Ce le mai lipsește? Sunt gestiune zică. Acum să semnăm și PNR-ul, dotarea școlilor. Ce le mai lipsește? Nu mai dotăm nimic. Până doamna nu ne demonstrează că este capabilă să ducă această școală mai departe. Dacă nu poate, să-și dea revizia și să plece. Să vezi pe asta. Vă rog frumos. Te transmit felicitări copiilor din clasa 8-a din sat de aici, din toată comuna, care au obținut rezultate foarte bune anul ăsta. Și vă spun din surse sigur, toți din toată comuna sunt de la media 8 în sus, care sunt la școli în oraș, cu toate că doamna data trecută spunea că o să rămân corigenți și repedenți. La școala Dânsei se întâmplă afară, nu? Și mult succes la celor ce au susținut problemele de bacalaureat. Vă mulțumesc. Da. Da. Asta vreau să zic și problema cu Dânsei. Și trebuie făcut o comasare cu școlile, s-a dus la centru, toate. Trebuie făcut ceva practic, nu se poate așa un... Ai clasă cu nevelul, clasa 5-a? Da, la umbră, da, dacă îi pregătiți, în ritmul ăsta se ajunge și la scoțe, da. Păi da, păi da. Da, dar trebuie făcut ceva, ții 30 în toată comuna. Ha? S-ai fost 150 de lei, dar nu dacă sunt 150 de lei. Propun la școala de la Abile să înființăm o școală pentru profesorii și pentru doamna directoare care predă la școala Brâncenești. Deci, de care am ședință închisă, vă așteptăm la ședința următoare.